Unitate, identitate, relevanță. Sunt cuvintele ce descriu cel mai important moment al istoriei naționale, Ziua Marii Uniri. Proclamarea la 1 decembrie 1918 a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, prin glasul unanim al celor peste 100.000 de români veniți la Marea Adunare de la Alba Iulia, desăvârșea România Mare. Evenimentele istorice au fost determinate întotdeauna de proiecte strategice, vizionare, susținute de oastea țării, indiferent de preț. Pierderile în războiul de întregire, pe durata primei conflagrații mondiale, s-au ridicat la 800.000 de morți, răniți și dispăruți. După 1918, oastea avea misiunea să apere voința de unire exprimată de români la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. În anul 2021, apărarea granițelor României coincide cu apărarea flancului de est al Alianței Nord-Atlantice și a frontierei de est a Uniunii Europene. Sunt organisme internaționale din care România face parte și ale căror valori fundamentale le împărtășește. O armată puternică înseamnă o națiune puternică. La 1 decembrie 2021, armata României este în plin proces de consolidare a capacității defensive. Armata și credibilitatea pe care instituția militară o are în relația europeană, euroatlantică și de parteneriat strategic, constituie vectorii posturii de descurajare și apărare în zona răsăriteană a NATO și a Uniunii Europene. De ziua națională, mai mult decât oricând, avem datoria să omagiem trecutul, să prețuim prezentul și să insuflăm generațiilor tinere idealurile naționale în lumina valențelor spiritului euroatlantic. Sărbătoarea de astăzi s-a clădit pe devotamentul și sacrificiul militarilor români pentru îndeplinirea misiunilor ce le-au fost încredințate și poartă garanția stării prezente de pregătirea armatei pentru îndeplinirea tuturor misiunilor ce-i revin. Doresc militarilor de ieri și de astăzi, personalului civil și celor dragi lor, să poarte aceeași loialitate instituției militare, indiferent de greutățile menirii de oștean. Iar atunci când sunt la datorie, să păstreze în gând zâmbetul copiilor la trecerea Armatei României pe sub Arcul de Triumf. La mulți ani, dragi camarazi! De ziua națională, am onoarea să vă urez tuturor sănătate, putere de muncă, bucurii și realizări. La mulți ani, România! Armata țării îți prezintă onorul!